Mare bucurie, mare în sufletul nostru să continuăm, pe de-o parte, explorarea, dar și hrănirea sufletelor noastre cu Cuvântul care ne este oferit. Cuvântul lui Dumnezeu este cu adevărat o hrană și este de așa natură încât dă viață lumii. Aceasta a fost, acesta e simbolul trupului Domnului nostru Isus Hristos, care dă viață lumii așa după cum se vede în jurul nostru. Dragii mei, de fiecare dată când suntem confruntați, fără să uh, ne gândim pur și simplu, instinctiv, uh, reacționăm să ne apărăm când suntem confruntați. Imediat uh, căutăm argumente, scuze, explicații pentru o anume situație. Al doilea lucru, în momentul în care suntem confruntați, înțelegem că ideea celui care ne confruntă din, din început, fără să ne preocupăm de adevăr, este agresivă, atacă. Și atunci de aceea luăm noi poziția aceasta de apărare. Dar când doctorul vine și ne spune nouă un anume adevăr despre sănătatea noastră, ne atacă omul acela? Nu cumva el ne spune tocmai pentru a evita urmările acestei boli? Nu cumva trebuie să ne luăm timp și să înțelegem că în spatele unei confruntări sau al unui denunț de felul acesta, în fața unei expresii a adevărului despre noi, nu a aparenței despre noi, nu cumva acolo se găsește cea mai adâncă bunăvoință pentru vindecarea și binele nostru? Lucrul acesta este adevărat în general la oameni, dar în ce privește Dumnezeu și Cuvântul Lui, acest lucru rămâne pentru totdeauna adevărat. Astfel că el niciodată nu rănește cu intenția de a produce suferință inutilă. Nu, el nu face lucrul acesta. Când doctorul operează, rănește, taie. Dar în spatele operației lui este planul și intenția de a vindeca. Și cuvântul acesta îl vom găsi aici. Odată cu situația respectivă, spune cuvântul lui Dumnezeu, el a pregătit remediul, calea de ieșire. Niciodată el nu a vorbit asemenea diavolului către marele preot Iosua. El era acolo ca să-l acuze, ca să-l învinuiască. Azi am avut un accident, a intrat o biată fată în mașina noastră, ne-a făcut o praf. M-am dus repede și am consolat-o și pe ea și o altă, mi-a lovit vreo trei. Și m-am dus repede și am consolat-o și era o copilă studentă și cealaltă la fel și țipau și erau disperate și am căutat să le liniștesc inima. Dar mi-am dat seama că, de fapt, fata aceasta nu țipa și tremura din cauza accidentului care s-a întâmplat, ci din cauza faptului că venea tatăl ei și mi-a spus că o să țipe la ea, o să-i adreseze cele mai groaznice cuvinte și e frică de moarte. De întâlnirea cu Tatăl ei. A fost, spunea, ea, primul accident din viața ei care s-a petrecut, și în același timp, după, după emoțiile pe care le-a trăit acolo, în același timp așteaptă o întâlnire mult mai groaznică cu Tatăl ei, care urmează să vină mașina fiind a tatălui ei. Uh, iubiții mei, nu este singurul caz. Am fost foarte întristat. I am promis că am să mă rog pentru schimbarea inimii tatălui ei. Numai Dumnezeu putea schimba inima acestui Esau, care venea să zdrobească pe fata lui, deja zdrobită de situația accidentului în care era. Am căutat să-i dau un zâmbet pe față, am chemat și cealaltă fată, și ea, o studentă, și zic, hai să facem un selfie, toți trei. Și ne-am pozat, toți trei, am pozat mașinile făcute pulbere, ni le-au luat și ni le-au dus la locul acela. Dar am fost rănit în adâncul sufletului meu, în dreptul acestui tată aș fi vrut să fiu în locul lui pentru că și fi vorbit altfel cu copilul meu în urma unui astfel de accident, dar am știut că urmează o încercare teribilă de a răsuci cuțitul în rană. Când Dumnezeu denunță starea noastră de fapt, El nu face lucrul acesta pentru a provoca durere sau suferință. Te întrebi uneori, când cineva critică sau blamează sau bârfește, am această întrebare pe care o adresez sau când judecă, înjosește când pe cineva. Întreb lucrul acesta acolo unde se poate, sunt unii oameni cu care nu se poate face lucrul ăsta, nimeni nu trebuie, dar întreb. Până la urmă, prin tot ce faci, prin degradarea aceasta cumplită la care supui un copil sau soție, soț, ce vrei să obții? Unde vrei să ajungi? Pentru că trebuie să aibă un rost, ai un, un obiectiv când faci lucrul acesta. Este una să corectezi un copil la o problemă, obiectivul tău este să-l înveți cum se rezolvă corect problema și este cu totul altceva să înjosești, să zdrobești un copil care este distrus deja de situația însăși. Iubiții mei, Dumnezeu nu face așa ceva. Din potrivă. El spune că în orice împrejurare în care vintele tale ai înjosit, ai coborât, ai descurajat, ai degradat ceva, vei răspunde în fața lui Dumnezeu. Biblia numește aceasta cuvânt adică nu folosește la bine, folosește la rău, dar la bine nu. Și atunci spune, oamenii vor o de acest atac, care nu este cu glonț, cu cuțit sau cu bâta, ci este cu cuvântul care este așa de greu și de grav încât în cartea mea au fost niște oameni care au zis nu putem să-l omorâm că ne bagă la închisoare, dar haide să-l omorâm cu vorba. Haide să-l acuzăm, hai să-l înjosim, să-l rușinăm, să-l chinuim cu vorba până va muri. Haide să-l ucidem cu vorba. Dumnezeu nu face așa ceva. Să nu confundăm niciodată. Ci Biblia el mustră și pedepsește, adică ne arată realitatea așa cum este, nu pentru că vrea să ne înjosească, sau cum se întâmplă cu oamenii pe care îi intră în această purtare și nu au niciun răspuns. Nu, nu. Când, când produce suferință cuiva, zice, el face lucrul acesta pentru că îl iubește. Mustră și pedepsește pe acela pe care. Îl iubește. Așa că ori de câte ori, cuvântul se pare aspru, apăsător. Matei 23, când Isus vorbește fariseilor, vai de voi, morminte, văruite, și el le spune lucrul acesta. Nu avem limba originală, dar am ascultat pe cei ce știu și ei spun că, de fapt, totul se desfășoară pe un ton al adâncei compasiuni și suferinți pe care Isus o experimentează când se adresează așa acestor oameni. Nu, în el nu este răutate, nu este cruzime, nu provoacă o durere inutilă. Iubiții mei, dacă lucrul acesta îl vom învăța, cuvântul lui Dumnezeu va însemna altceva pentru noi. De fiecare dată, deci, când suntem confruntați cu această situație, când suntem mustrați în mersul nostru, când suntem împiedicați, când suntem sabotați uneori, ar trebui să citim iubirea lui Dumnezeu care încearcă să prevină răul din viața noastră sau să-l oprească acolo unde este. Să mergem împreună în Matei, capitolul 13, versetul 3 și să citim aici o. Parabolă care pare că nu duce nicăieri. De fapt, nu face altceva decât să descrie o stare, de fapt, în culori și pare că nu oferă soluție, dar astăzi, prin Duhul Sfânt, tocmai soluția la această problemă, aparent fără soluție, tocmai soluția este darul pe care ni l-a dat Dumnezeu și bine ai făcut că ai luat timpul acesta să învățăm împreună din Cuvântul Domnului. Matei 13 cu 3. El le-a vorbit despre multe lucruri în pilde și le-a zis. Iată, semănătorul a ieșit să seamene. Adică, aceasta înseamnă că în fiecare viață pe pământul acesta, bazat pe Ioan 1, lumina aceasta luminează pe orice om venind în lume, fără excepție, pe orice om venind în lume, semănătorul a ieșit să seamene. Și pe când semăna el, o parte a căzut lângă drum, o parte a căzut într-un loc inundat de buruieni, o parte a căzut pe stâncă și o parte într-un pământ bun. Bun, dar ce e cu asta? Faptul că îți descrie cineva boala, îți descrie cineva situația în care ești și îți spune nu există ieșire, cu ce te poate ajuta acest lucru dacă nu are un remediu cu el? Și iată, iubiții mei, ce spune el aici. O parte din sămânță a căzut lângă drum. Lucrul acesta nu se referă la patru clase de oameni. Unii care sunt ca drumul, așa ni s-a explicat de multe ori, uh, unii care sunt cu inima lor ca un drum bătut, alții a căror inima e încărcată cu buruieni care uh, asfixiază sămânța cea bună. A treia categorie, inima ca piatra, ce să prindă pe piatră și a patra cu pământ bun. Acestea nu sunt patru clase de oameni, ci sunt patru stări ale inimii noastre în diverse situații. Sunt situații în care în fața cuvântului lui Dumnezeu inima ne este ca un drum, ca un drum tare, care nu are nicio legătură cu semănatul lui Dumnezeu. Poate să semene sau să nu semene, drumul nu știe lucrul acesta. Nu numai atât, dar lângă drumul acesta apare imediat Satana care culege sămânța aceasta, care nu este primită în viață, fiindcă inima este ca un drum, nu este primită. Aceasta e ceea ce îl atrage. Dacă sămânța era sub brazdă, păsările sau diavolul nu venea să ia imediat sămânța aceea, dar pentru că nu este primită de drumul acesta, este auzită, este semănat, dar nu este primită, lucrul acesta este o invitație pentru diavol. Pentru că așa explică Mântuitorul în versetul 19. Când un om aude cuvântul primitor la împărăție și nu-l înțelege, asta înseamnă drumul. E tare ca drumul în privința asta. Nu pătrunde, nu devine loc în care sămânța să poată prinde rădăcine și crește. Și nu-l înțelege, spune Domnul, vine cel rău și răpește ce a fost semănat în inima lui. Aceasta este sămânța căzută lângă drum. Aceasta este explicația seminței lângă drum. Dar întrebarea este, care este remediu? Există vreun remediu pentru o astfel de inimă? Pentru omul care nu înțelege. Da. Cuvântul lui Dumnezeu spune: Întreabă-mă și îți voi răspunde. Întreabă-mă iarăși și iarăși voi repeta și întreabă-mă și îți voi răspunde. Cineva se gândește: eu, am, eu nu înțeleg toate lucrurile acestea și dacă m-ar întreba Dumnezeu la judecată, n-am înțeles, vorba lui Bertrand Russell, nu mi-a dat dovezi de ajuns. N-am înțeles, spune cineva. E adevărat. Nu ai înțeles lucrul acesta. A fost ca o limbă babiloniană pentru tine, pe care nu o înțelegi. E adevărat lucrul acesta. Întrebare. Ai venit cu neînțelesul tău la Dumnezeu? Ai avut această smerenie a sufletului să declar că nu înțelegi? Eu nu înțeleg predica aceasta. Domnul pastor, poți să stai jos cu mine? Spune-mi și mie în, în astea cuvinte. pentru că vorbea pastorul despre escatologie, soteriologie, eclesiologie, lucruri ca astea. Și o doamnă din bancă întreabă pe vecina ei. Ce zice omul ăsta, că nu înțeleg nimic. Și ea îi spune, zice, el vorbește despre mântuire, vorbește despre venirea Domnului, despre biserică. Și de ce n-a zis așa? Nu înțeleg. Ai venit să întrebi cu privire la neînțelesul tău. Nu există neînțeles în lumea aceasta care să nu fie făcut înțeles de însuși Dumnezeu. Nu există așa ceva. Există oameni care sunt destul de mândri. Și vor să dea aparența că știu, tac, într-o anumită împrejurare, cum spune în proverbe, dacă tăceai, treceai drept înțelept, dar nu înseamnă că erai drept înțelept, fie că tac, fie că dau impresia, citează autorii de diverse nume, citate, fel de fel, le citează strâmb, prin asta se vede că n-am luat niciodată pe acolo și așa mai departe, de impresia sau aparența. Un om este prea mândru să recunoască faptul că n-a înțeles. Mai ales că lângă el este un copil care îi spune mamei lui, mama, am înțeles tot. Mi-a dat o fetiță într-o întâlnire, o hârtie cu opt idei care a fost în predica mea. Am rămas încremenit pentru că ei lucrau, vorbeau ucrainiană și știau și românește. Am rămas încremenit, i-a înțeles despre ce este vorba. Cum să zici, eu n-am înțeles lângă un copil care a înțeles. Dar lucrul acesta ține de caracterul nostru, nu de situație, nu de predică, nici de incapacitatea de a înțelege, ci de mândria de a nu recunoaște că nu înțeleg. Am fost foarte plăcut impresionat când în orașul Câmpulung, Tanti Marieta a dat uh, unei persoane Biblia pentru ochișorii micuți, unei profesoare de matematică, cred. Și după câteva zile s-a întâlnit cu doamna profesoară și a întrebat-o, doamna profesoară, cum îi place nepoatei uh, cartea care i-ați dat-o? Și doamna profesoară a primit-o senin și a spus, ce ne poate doamnă? Nepoata sunt eu. Pentru prima dată am înțeles și eu Biblia, citind Biblia pentru ochișorii micuți. În adevăr, a fost o persoană, a fost îmbrăcată în smerenie și a venit înaintea lui Dumnezeu și i-a dat un mijloc prin care a putut să înțeleagă. Mată de ciori nu are niciun fel de justificare. Nu trebuia să fie consumată de ciori sau vine cel rău, ci ea trebuie să devină parte din viață și să rodească acolo, dar este mândria aceasta a unui om care face din el un drum, așa cum ai pe asfalt sau pe caldare. Mergem mai departe și cuvântul lui Dumnezeu spune o altă parte a căzut pe locuri încoase. Pe ce să fac dacă inima e împietrită? E împietrită și ce să mai fac cu lucrul acesta? Pentru că nu avea pământ mult, inima împietrită întotdeauna se acopere, se acopere cu o poșghiță de sol, cu o poșghiță de pământ care să poată dea aparența pământului. Nici nu știi ce este. Am fost la o familie care a fost aici, a cumpărat o casă și grădina era foarte frumoasă în spate, dar când au încercat să lucreze puțin, erau 2-3 cm de pământ și de desubt era o stâncă, era cât un munte, a trebuit dinamitată sau bombardată cu tractorul și așa mai departe să fie spartă. Sufletul împietrit întotdeauna caută să se îmbrace cu un, fi, un, pic strat de pământ, să apară ca fiind chiar pământ roditor. Și sămânța cade acolo și pare că a înțeles predica, pare că a primit-o, dar proba focului dovedește că este ceva superficial. Este ceva care a mișcat emoțiile, dar nu deciziile unui om, nu felul lui de viață. Și Sfânta Scriptură spune, a căzut în locuri stâncoase pentru că nu avea rădăcine, îndată a răsărit și n-a găsit pământ adânc, n-a avut unde să mai meargă. Atunci când a răsărit, soarele s-a pălit și pentru că nu avea rădăcini s-a uscat. Ce să fac, Doamne, dacă inima este împietrită? Dacă inima este în felul acesta, așa este, nu e nimic de făcut. Nu încerca să faci pentru că nu poți să faci lucrul acesta. Firea, inima împietrită, nu se supune lui Dumnezeu și nici nu poate să se supună, dar poate să vină la Dumnezeu cu această inimă împietrită. Și atunci Domnul Dumnezeu, când, când omul spune, Doamne, am o inimă împietrită, mă impresionează pe moment, ce se aude acolo, dar după aceea piere, nu mai am nicio impresie, revin în lumea mea, mă paște necredința, mă, mă pas descurajările, mă paște revolt împotriva Lui Dumnezeu, caut să stau departe. Dacă cineva vine înaintea Lui Dumnezeu și spune, și spune lucrul acesta, încredințează Lui, atunci primește următorul răspuns de la el. Voi scoate inima de piatră din tine și voi pune o inimă pe, după chipul Lui Dumnezeu care iubește cuvântul lui Dumnezeu, iubește ascultarea de Dumnezeu. Acest lucru se poate face. Omenește vorbind, ce să mai faci cu inima dacă e de piatră? Nimic. Dar dumnezeiește vorbind, toate lucrurile sunt cu putință a celui care crede. Astfel că tu nu trebuie să te lupți cu inima ta de piatră. Niciun cuvânt nu prinde rădăcină sau prinde o oră cât ascult și după aceea se usucă să te lupți, că te lupți degeaba și nu se schimbă nimic, se agravează. Cu altceva trebuie să te lupți, dacă poți ființa ta înaintea lui Dumnezeu. Dacă mândria ta și să-i spui lui Dumnezeu, Doamne, inima mea este împietrita ca piatra. Și Dumnezeu îți dă această făgăduință, parte din legământ. Păi scoate inima de piatră. Este rezultatul. Inima de piatră ultimul cuvânt. Nu este ultima frontieră și de aici nu mai este nimic. Din potrivă, este Dumnezeu și marea lui făgăduință. Mai departe spune cuvântul lui Dumnezeu, o altă parte a căzut între spini. Spinii au crescut și au înnecat-o. Spinii aceștia, explică Mântuitorul nostru, sămânța căzută între spini este cel ce aude cuvântul, dar îngrijorările veacului acestuia îngrijorările veacului acestuia și înșelăciunea bogăților, înneacă acest cuvânt și ajunge neroditor. E adevărat că inima la un moment dat devine un fel de junglă a grijilor și un fel de junglă a dorințelor neîmplinite, a încercărilor unui om de a umple golul sufletesc cu lucruri care nu pot să facă aceasta. Și cum menționam anterior de uh, Simon Cowell, în momentul în care a fost lovit pe bicicletă, acest om care mergea pe creasta lumii și bogățiile lui nesfârșite și proprietățile lui și, sfârșit, și puterea lui și mai ales faima lui în lumea aceasta, reputația lui, toate acestea, spune el, s-au făcut pulbere într-o clipă, căzut jos de bicicletă, mi dat că sunt un om ordinar, un om obișnuit, care nu am absolut nimic și sunt nimeni. aceasta, aceasta a fost declarația lui. Dar, iubiții mei, declarația aceasta pe mine m-a scuturat în adâncul sufletului meu pentru că mi-am dat seama că aceasta înseamnă să vii cu starea ta înaintea lui Dumnezeu. Gândul acesta că sunt nimic și nu am nimic și sunt un nimeni, gândul acesta nu a venit asupra lui din întâmplare, din potrivă. Când răul este provocat, el se transformă într-un rău și mai mare, mândria într-o mândrie și mai mare. Pe când omul acesta se supune lui Dumnezeu și declară nimicnicia, neadevărul despre lucrurile vieții acesteia. Declară faptul că viața nu este decât un abur care se înalță puțin el și el este un om ca oricare alt om și este un om care nu are mai mult decât are oricare alt om. Acest lucru a fost rezultatul uh, sufletului lui către Dumnezeu. Sămânța căzută poate să... Oamenii cu mărăcini și spini. Mite lucrul acesta nemaipomenit. Voi porni la judecată împotriva lor. Îi voi foc, așa cum scrie mărăcini și spini, așa cum scrie în Evrei 6, așa cum spune Domnul, mă voi judeca. Voi curăți plumbul, îl voi prin foc. Cele de plumb voi curăți aurul. Aceasta e făgăduința lui Dumnezeu. Ce să fac dacă sunt încături, atâtea procese, atâtea eșecuri, atâtea neajunsuri, atâtea greșeli, atâtea hotărâri strâmbe, nenorociri, atâtea rușini care s-au adunat asupra mea. E o junglă. Cum să crească în această junglă cuvântul lui Dumnezeu? Iată cum să crească. Vină la mine, spune Domnul, cu jungla aceasta, cu cairul acesta de probleme și Dumnezeu îl va rezolva. Am un prieten, am avut, acum se odihnește în Domnul, își construise literalmente un imperiu al pietrelor prețioase în Australia și palatele lui, nu știu cum e posibil să fie într-un palat 22 de bucătării și cum poate să fie un aeroport sub un palat de acolo, de avioanele lui și a, aceasta era viața lui. Am lucrat un an cu el. Și uh, mi-a spus că a venit un moment, de fapt a declarat și public de mai multe ori, îl putem găsi și online, uh, 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 situația aceasta și a dat seama că îl costă sufletul lui și că pe măsură ce imperiul acestor lucruri de nimic, goale pe dinăuntru, ce să faci cu un palat, ce să faci cu avioanele, sau cu lucrurile acestea, cu conturile acestea, cu minele care produceau milioane, miliarde, ce să faci cu acest lucru? Și spune el că mi-am dat seama că acestea îmi distrug sufletul, că stau în bancă și ascult predica și imediat sămânța care am ascultat-o e înnăbușită, de frământările mele, de grijile mele, de situația mea, am țipat la Dumnezeu, a fost salvator lucrul acesta. Doamne, scapă-mă! Și în urma unei tranzacții cu petrol în perioada când a fost prohibiția aceasta cu Orientul, aici în America erau cozi imense la benzină și așa, în perioada aceea el merge la Londra și se încheie o tranzacție de petrol de ordinul cifrelor astronomice și din tranzacția aceea se întoarce acasă om sărac, complet lipsit, ia două valize împreună cu Maria, soția lui, și se mută în statul Oklahoma. Iubiții mei, este într-adevăr un moment în care sufletul e Plin de buruienile acestea, de îngrijorările despre care vorbește Isus, spunând aici: Înșelăciunea bogăților, în ce sens este înșelăciune? Ele promit viață. Și serios, nu este niciun fel de viață acolo. Este din potrivă, se ascunde altceva, și îngrijorările veacului acestuia înneacă acest cuvânt. Nu-l contrazice. Uh, nu se ridică împotriva lui sau al lui Dumnezeu, ci pur și simplu e necat, adică fără putere, nu se ridică, uitați-vă în natură dacă ai semănant astfel de desiși, de, desiș, de tufăriși, uh, deja moare. Soluția în uh, acesta nu e finalul drumului. Domnul spune, ești în situația aceasta când inima este încărcată de aceste, de aceste buruieni și de această situație cumplită în șelăciunea bogăților și și astea, ești în situația aceasta? Bine. Cuvântul lui Dumnezeu ne cheamă, veniți la mine, vin încoace cu situația aceasta așa cum este. Aruncă asupra mea îngrijorările care îți inundă și îți șochează, îți, îți asfixiază sămânța cuvântului. Aruncă-le asupra mea, dă-le pe mâna mea, că eu știu ce am de făcut. Și momentul în care le-a dat, Expresia acestui prieten al meu mi-a rămas în suflet pentru totdeauna. Aceasta a fost rugăciunea pe care n-a trebuit să o rostesc a doua oară. Am încercat să remediez, spune el, am implicat inclusiv Regina Angliei în situația aceasta și nume mari din lume. Nu a fost cale de scăpare pentru că Dumnezeu mă elibera de toate aceste lucruri. Aruncați asupra lui îngrijorările voastre. Iar o altă parte, spune Mântuitorul, a căzut în pământ bun. Păi aici e bine, nu? aici nu avem niciun motiv de grijă, de îngrijorare, de pază, de nimic. Suntem foarte bine, dacă e pământ bun, sămânța cade, crește. Progres pe toate liniile. Atenție mare, mare, mare de tot. Primești de aici nu vine din lăuntru. În lăuntru e bine, este un ogor bun, vine din afară. Și de aceea Dumnezeu a spus primilor noștri părinți, păziți grădina aceasta. O fi frumoasă cum e grădina Edenului, plantată de însuși Dumnezeu, dar dacă nu o păziți, devine iad păziți grădina aceasta, păzește pământul acesta bun al sufletului tău, în care sămânța rodește 30-60%, adică această ideală situație lăuntrică, dar păzește-o. David spune, păzește pe robul tău de asemenea de mândrie, ca nu cumva mândrindu-te din cauza stării tale bune, să cazi într-o situație mult mai grea și mai cumplită decât aceia care au fost în situația grea și cumplită și au venit cu ea la Dumnezeu, dumneavoastră... pe care reprezintă sau sunt bun, uh, omul acesta este în primejdie a să fie atacat și să fie în cele din urmă transformat în ceea ce nu visează. Revin spunând că aceste patru stări de lucru respectiv, uh, drumul, locul înăbușit de buruieni și de înșelăciunea bogăților, de griji și de asta, și al treilea locul stâncos și al patrulea locul cel bun, nu reprezintă patru clase de oameni, ci reprezintă stările inimii noastre în anumite împrejurări. Sunt situații în care răspundem cuvântului Dumnezeu ca un drum de felul acest, adică nu, nu primim înăuntru, în sufletul nostru, ceea ce ne este dat. Sunt alte situații în care suntem așa de ocupați, de supărați, de năbușiți, de îngrijorați, de înșelați, încât cuvântul lui Dumnezeu este înăbușit. Nu avem e aceeași inimă, a noastră. Suntem în diferite stări. Suntem altă dată într-o stare de împietrire în care dacă ne-ar da Dumnezeu un cuvânt, nu-l primim pentru că lucrul acesta nu, se poate, nu poate să trăiască acolo. Sau suntem uneori în această bună dispoziție și frumoasă în care răspundem lui Dumnezeu. În aceste situații, în cele trei negative prezentate înainte, Dumnezeu se înfățișează cu oferta lui Sfântă. Așa cum am învățat în cartea profetului Isaia, veniți să ne judecăm. De vor fi păcatele voastre, cum e cărmâzul, se vor face albe ca lână, de vor fi ca purpura, se vor face ca zăpadă. Aceasta înseamnă judecată. Nu înseamnă condamnare, nu înseamnă spel cu el pe jos, bat jocorire în public și așa mai departe, sau în familie. În josire, nu înseamnă aceasta. Înseamnă atacul hotărât al lui Dumnezeu asupra răului din viața noastră. Mă voi judeca cu ele, cu spinii și cu mărăcinii, spune Domnul. Mă voi judeca cu particelele de plumb din aur. Mă voi judeca cu răul. Aduți aminte de mine, Doamne, nu de păcatele mele. Dumnezeu va face totdeauna deosebire aceasta și în timp ce ridică și încurajează sufletul nostru, femeie, nimeni nu te-a osândit, vai ce încurajare! Domnul însuși spune, nimeni n-a îndrăzit să te osândească, nu. Uite, vestea bună, nici eu nu te osândesc, aceasta nu înseamnă încă nimic. Cealaltă este lucru care dă putere du-te și să nu mai păcătuiești, îți spun în numele Domnului, pe cuvântul lui Dumnezeu, a fost transformată în clipa aceea, într-o ființă care a căpătat putere asupra păcatului din viața ei, ca păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor. Acestea sunt cele trei categorii, iar a patra categorie ne cheamă la vegherea pe care Dumnezeu ne-a arătat-o în cuvântul său. Vezi că nu ești singur. Vezi că un vrăjmaș dă târcoale și caută ce poate să înghită din viața ta. Vezi că nu ești singur. În prezentarea viitoare vom înțelege importanța acestui lucru, C încrederea, realizarea, des, uh, în înțelegerea la nivelul minții și al vieții, că nu suntem singuri pe acest pământ. Este un episod care trezește emoții în suflet. Filmul Robinson Crusoe, nu știu dacă mai este pe piață acum, dacă a fost văzut, dar uh, Robinson este singur pe insulă și sunt nuci de cocos. E viață, uh, viață bună, viață frumoasă, până ziua în care, ieșind din pădurea aceea de pe insula aceea pe care se, în care se consideră absolut singur, deodată vede niște urme de om. Și, într-adevăr, știți, istoria: cum l-a găsit pe omul acesta, a dat numele Vineri, pentru că era Vineri uh, cu ocazia aceea, dar și-a dat seama că nu este singur. A trăit o emoție teribilă. Dacă, <coughs> scuzați-mă, venind acasă și <coughs> te odihnești liniștit și uh, refaci traseul zilei, uh, zâmbești la anumite lucruri, te întristezi la altele. Și deodată îți dai seama că în casă în care te consideri în pace și protejat, deodată îți dai seama că mai este cineva care se ascunde după o perdea sau este acolo. Liniștea, pacea, siguranța, toate au fost pulberate într-o clipă. Imediat ochii mari și vegherea și atenția și asculți orice zgomot să vezi ce se întâmplă acolo. Dacă îți dai seama de lucrul acesta. Dacă îți dai seama că în corpul tău în care ai crezut că ai deplină sănătate, e ceva care lucrează împotriva vieții tale, din clipa aceea nu mai ai această siguranță. Aici vine starea de orbire a omului care nu știe că un vrăjmaș este gata să săvârșească răul. A omului care nu este conștient că satana dă târcoale ca un leu căutând pe cine să înghită, a omului care se simte în siguranță în mediul lui. Omul acesta e fără apărare, este vulnerabil, este o victimă sigură. De atâtea ori ați văzut frumoase gazele sau căprioare sau păscând liniștite, fără să fie, fără să gândească sau să simtă că pe trupul copacului era întins tigrul care abia aștepta să sară asupra ei. Sau poate ați văzut căprioara aceea care bea apă gazela, bea apă liniștită din lac și deodată crocodilul o apucă de cap și o trage în adâncuri. Nu trăim într-o lume în care nu mai este răul. În care răul a pierit pentru totdeauna, nu va mai fi lacrime, nu va mai fi durere, ne îndreptăm către această lume. Poporul meu va trăi în siguranță, fără teamă. Ne îndreptăm spre această lume, dar nu suntem în această lume. De aceea Biblia spune să ne apropiem cu încredere de tronul harului Dumnezeu, ca să căpătăm har și să fim întăriți și în durare ca să fim întăriți, să, să, fim ajutați la vreme de nevoie și să rămânem în picioare, spune Biblia, după ce vom fi biruit totul. Cele patru clase de stări ale ființei noastre sunt o chemare pentru noi din care trebuie să înțelegem că primejdia este prezentă, că biruința pe care am obținut-o nu are ultimul cuvânt. Domnul a spus lui Ezechia despre, după biruința asupra lui Ben Hadad, vezi că Ben Hadad vine înapoi, revine. Nu te culca pe urechea biruinței acesteia, pregătește-te, revine. Adesea suntem eliberați, așa cum am învățat și aici, suntem aduși și așezați într-o stare după voia lui Dumnezeu și cădem într-o ispită mult mai groaznică decât celelalte, încetăm să mai veghem pentru că nu simțim că ar fi vreo primejdie în jurul nostru. Nu poate fi un timp mai favorabil pentru diavol. Am fost învățați, am fost avertizați de cuvântul lui Dumnezeu, de însuși Mântuitorul nostru, asupra căruia nu avem întrebări sau interpretări. El a spus, Duhul cel rău care a fost scos, Buruienele care au fost scoase din sufletul tău, sufletul tău ca un drum care a fost făcut o grădină roditoare, sau inima ta ca o stâncă făcută după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, ia bine seama că demonul care a fost de acolo va încerca să revină. Și nu singur, ci însoțit de șapte alți demoni, mulți mai rău decât ei. Ia seama, i-a spus Mântuitorul Orbului, acelui a vindecat. Acum ai fost făcut sănătos, ai fost vindecat. Ia seama să nu mai păcătuiești ca să nu ți se întâmple mai rău. Nu te culca uh, pe, la umbra acestei siguranțe înșelătoare. Niciodată. Cuvântul lui Dumnezeu nu poate accentua suficient de mult asupra sufletelor noastre importanța acestui lucru. Ține-mă, Doamne, treaz, ține-mă prezent, fă -mă să înțeleg că în fiecare biruință există de căderii mult mai jos decât am fost înainte. Dacă Apostolul Petru, care a fost declarat de Mântuitorul nostru ca fiind inspirat de Duhul Sfânt și de Tatăl Ceresc, dacă Apostolul Petru ar fi fost conștient că împreună cu victoria vine de înfrângerii, că de înfrângerii n-a în plecat departe, este aproape și că plănuiește revenirea și că plănuiește revenirea în forță și vrea să-l ducă pe un om mult mai jos și mai departe de unde a fost. Dacă el ar fi înțeles lucrul acesta, dacă ar fi încetat să jubileze în marea biruință, nu carnea și sângele ți-au descoperit aceasta, ci Duhul Tatălui. Dacă, dacă ar fi fost conștient de lucrul acesta, ar fi stat aproape de Isus, ar fi adus gândurile lui înaintea lui Isus, i-ar fi spus: Doamne, după cuvintele pe care le-am auzit despre ceea ce mi-ai spus, mă încearcă un fel de mândrie, de înălțare. Chiar am început să mă uit la. Ceilalți frați de sus, cumva, niciunul n-a zis ce am zis eu, vă dați seama în ce... Doamne, asta se întâmplă în sufletul meu. Atunci, Mântuitorul nostru l-ar fi eliberat de povara aceasta și l-ar fi îmbrăcat în umilința cu care el era îmbrăcat. Dar Petru se consideră în siguranță. Nu există nicio primejdie pentru el, absolut nicio primejdie. Și el bazează lucrul acesta pe ceea ce simte el despre sine. Aceasta este nota supremă în viața lui. Da, am fost într-o situație rea, dar acum am fost înălțat și sunt aici, sunt în siguranță. Ia seama la tine să nu cazi, spune cuvântul lui Dumnezeu. Tu stai în picioare, pământul cel bun, tu stai în picioare astăzi. N-ai fost totdeauna, uneori ai căzut, altfel. tu stai în picioare, dar ia seama să nu cazi. Totdeauna păstrează cu tine uh, o, o pozitiviște, nu să gândim pozitiv, să nu gândim... Nu, nu trebuie să gândim pozitiv nici negativ, trebuie să gândim realist. Biruința aceasta poate să se transforme într-o cumplită înfrângere. Dumnezeu mi-a descoperit adevărul despre inima mea și mi-a spus că este uneori ca un drum, uneori este înăpădită de buruieni și înșelăciunile bogății, uneori este ca o stâncă sau alteori ca un pământ bun. Mi-a descoperit adevărul acesta. Dumnezeu m-a eliberat de toate aceste stări de lucru prin prezența Lui în inima și viața mea. Dar Biblia spune în rugăciune pâinea noastră cea de toate zilele și când se referă la lucrul acesta, nu se referă la pâinea pe care o tăiem și o așezăm pe masă pentru prânz sau seară, ci se referă la pâinea sufletului. Pâinea Sufletului este prezența Domnului nostru Isus Hristos. Să aveți în voi gândul acesta care era în Hristos. El măcar că era biruitor, măcar că era deopotrivă cu Dumnezeu. S-a dezbrăcat, a luat chip de rob, s-a zmerit și a, a până la moarte, și încă moarte de cruce. Să aveți în voi care ați biruit lumea. Și dintre voi care ați fost eliberați de stările acestea, să aveți în voi gândul care era în Hristos Iisus. El vă va păzi inimile și gândurile. Altfel, vrăjmașul care a fost înfrânt se va ridica din nou, va ataca și va ucide. El de câte ori vine, minte, ucide, prăpădește, fură. Atacul din urmă asupra ființei tale va fi mult mai vicios decât a fost cel din tâi. Diavolul se întoarce cu întăriri asupra celuia care l-a biruit prin credința în Domnul Isus Hristos. De aceea, iubiți mei frați, în fața acestei parabole a Mântuitorului nostru, în fața adevărului despre starea inimii noastre și în fața remediului pe care El ni l-a dat, să mănim cu umilință și cu smerenie și să nu cerem doar biruința de la Dumnezeu, ci, Doamne, ajută-ne și păstrează biruința aceasta în viața și ființa noastră. Așa zic sportivii, că este mult mai ușor să câștigi un titlu decât să-l aperi după aceea, pentru că vei fi atacat de un altul care vrea să-ți ia titlul acesta. Este mult mai greu de apărat. Și rugăciunea noastră să se îndrepte spre tine, Tatăl nostru, prin care te rugăm ca împreună cu biruința pe care ne-ai dat-o, să ne dai totdeauna conștiența primejdiei sau atacului care se va îndrepta cu siguranță împotriva noastră și să ne ajuți, Doamne, ca în ziua cea rea, după ce vom fi biruit totul când suntem din nou expuși uh, atacului, să rămânem mai mult decât biruitori prin acela care iub ne-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru noi. Amin.